Clanurile interlope au avut întotdeauna legături cu PSD-ul. Presa abundă de articole și de informații despre legăturile unor importanți lideri ai PSD cu clanurile interlope care au terorizat marile orașe ale României, capitala României și alte centre orașe regionale. Legăturile merg până în prezent, când Liviu Dragnea, președintele infractor al PSD, a fost apărat la Înalta Curte de Casație și Justiție de persoane care și-au recunoscut ulterior apartenența la clanurile interlope. Supărați că au fost prezentate pe rețele sociale imagini cu ei de la Înalta Curte, acești interlopi din clanul Cămătaru nu s-au sfiat să amenințe și pe rețele sociale. Marian Sârbul, personajul din imagine, este cel care mi-a transmis pe contul meu de Facebook diverse amenințări. Amenințări care vor ajunge în fața unui procuror, DICOT. Însă, la birourile de investigații criminale ale secțiilor de poliție, acolo sunt polițiștii corupți care protejează întotdeauna interlop. De ce? Pentru că primul loc în care se reflectă infracțiunile comise de către aceste persoane, fiind vorba de infracțiuni cu violență, este la aceste birouri, la aceste servicii. Și acolo, dacă li se asigură lor, cum se spune lumea interlopă, spatele, pot să scape de consecințele faptelor lor. Și aici vreau să vă spun ceva foarte simplu. Un om simplu, care nu are legături politice, nu are spate în poliție, dacă dă o palmă cuiva și la amenință, ajunge în fața instanței. Pentru că aceste lucruri sunt infracțiuni. Da? Amenințarea este infracțiune, loviri și alte violențe este infracțiune. Dacă este pe domeniul public, se strâng mai multe persoane, este tulburarea ordinii și niște publice, este de asemenea infracțiune. Deci nu există ca cineva să comită o astfel de faptă și să scape, să nu ajungă în fața justiției, dacă polițiștii care instrumentează acel caz sunt corecți și vor să respecte legea. Interlopii cum ajung să fie șmecheri? Pentru că nimeni nu se naște interlop. Nimeni nu devine interlop brusc, așa, cât ai pocnit din degete, astăzi este om cinstit, mâine este interlop. Dacă ne uităm în istoricul lor, și se vede și în istoricul acestui Marian Sârbu, locotenentului Nuțu Cămătaru, vedem un lung șir de fapte cu violență comise încă cu mulți ani în urmă. Lucrurile escaladează. Astăzi rupe pe cineva cu bătaia și spatele din poliție asigură scăparea. Mâine iarăși agresează pe cineva sau sechestrează pe cineva și iarăși se asigură protecția. Așa cresc clanurile interlope și așa ajunge un interlop să fie, nimeni nu ajunge să fie mare interlop dacă nu are un spate și nu a fost protejat de către polițiști corupți. În special polițiști, de ce? Pentru că această protecție pe care au clanurile interlope în sistemul judiciar este strict legată de numirile pe funcții, pe criterii politice în instituții din sistemul judiciar. Despre asta este vorba, dragii mei. Nu întâmplător l-ați văzut pe Liviu Dragnea, președintele infractor al PSD, venind alături de niște interlopi sau fiind scos de niște interlopi de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că lumea politică, în special PSD-ul, se leagă foarte mult de clanurile interlope. Pentru că ei decid cine să fie avansat în poliție, cine să fie șeful poliției române, cine să avanseze pe diverse scări ierarhice. În schimbul acordării sprijinului pentru avansări pe criterii politice, polițiștii respectivi, șefii din poliție, acordă spate clanurilor care lucrează pentru politicieni și fac bani pentru politicieni. Este foarte important. Unele dintre aceste clanuri chiar cotizează în timpul campaniilor electorale. Asigură protecție politicienilor, mobilizează la vot oameni din diverse cartiere cu oameni mai săraci care sunt sub controlul acestor clanuri interlope. Ele merg mână în mână și ele sunt legate, este foarte important acest aspect pe care vreau să insist, de protecția politică, de numirile politice pe funcții în poliția română. Și de ce insist cu privire la corupția din poliția română, care face clanurile interlope să fie atât de puternice? Pentru că în parchete, unde numirile nu sunt pe criterii politice, influența este mai dificilă. Asta se întâmplă la nivel central și în București. Însă, în teritoriu, în foarte multe județe, Teleorman e un exemplu, Vrancea este un alt exemplu, Constanța este alt exemplu, unde sunt pe funcții în parchete, la parchetul local, la parchetul județean,
uneori chiar la parchetele curților de apel. Persoane care au avansat în ierarhia profesională în perioada regimului Iliescu, Constantinescu și Adrian Năstase, când numirile, chiar și în sistemul judiciar, în parchete, se făceau cu sprijin politic și politicienii aveau un cuvânt mai mare de spus în numiri și în avansări, acolo au rămas oameni care protejează clanurile interlocutoare. Legăturile clanului Cămătaru cu PSD sunt de notorietate. De ani de zile presa din România a scris despre aceste legături, inclusiv despre faptul că liderii clanului Cămătarilor s-au lăudat că li s-a propus să intre în PSD. Nu este o întâmplare nici că Liviu Dragnea a fost așteptat cu interlop la Înalta Curte de Casație de Justiție. Interlop aduși de Codrin Ștefănescu, omul care a venit cu o întreagă trupă, o întreagă brigadă pentru a-l flanca pe actualul președinte infractor al PSD, Liviu Dragnea, și pentru a da un semnal clar de intimidare tuturor celor care mai îndrăznesc să îl deranjeze cu ceva pe liderul PSD. Un semnal care nu a fost perceput de către publicul din România, pentru că mișcarea Rezist din toată țara, în ciuda tuturor acestor amenințări, în ciuda imaginilor cu interlopi, cu persoane care au atitudine vizibil agresivă, mișcarea Rezist a decis să-l înfrunte pe Liviu Dragnea. Și zilele acestea, președintele infractor al PSD a fost așteptat în mai multe orașe din țară, unde a fost huiduit și unde i s-a adus aminte că un infractor nu poate să ocupe o funcție publică. Legăturile politicienilor cu clanurile interlope fac ca aceste clanuri interlope să beneficieze și de sprijin din partea poliției, pentru că sunt polițiști pe care politicienii îi pun pe funcțiile publice.